Dependența de zahăr este o problemă reală cu multiple cauze, atât fizice cât și emoționale. Din fericire, și soluțiile sunt la îndemână și nu presupun să înlocuim zahărul cu altă substanță dulce, ci și să avem o dietă echilibrată din care să nu lipsească nutrienții care ne ajută să ținem pofta în frâu. Nu este ușor să renunțăm la dulciuri, însă va merita din plin. Vom arăta mai bine, ne vom simți mai bine și vom evita apariția unora dintre cele mai crunte boli. Mâncărurile dulci sunt surse bogate de energie, așa că instinctul nostru ancestral de supraviețuire le va interpreta ca fiind bune cu ajutorul unui sistem de neurotransmițători din creier. La consumul de dulce se eliberează hormonii stării de bine, precum dopamina, iar sistemul de recompensă al creierului se activează, nesemnalează faptul că se întâmplă un lucru bun și că ar fi de dorit ca aceasta să se repete. Nu gândesc că e bine, nu e bine, nu e sănătos. Nu e sănătos prea multe dulciuri pentru că e în favoarea sănătăților dacă folosesc cumpătat. Și eu am nepot și folosesc așa cumpătat cum credem că este bine spre sănătatea lor. Mâine poi mâine să aibă diabet sau orice altă boală, prea mult zahăr strică. Dar considerați că și părinții poate influențează în vreun fel acest lucru? Părinții au crescut tot într-o societate bolnavă, că sunt de ei încă tineri. Părerea mea ca om bătrân, trecut de 80. Vei ajunge să mănânci și pâine cu zahăr și sos de friptură cu zahăr și cartofi prăjiți cu înghețată, fără nicio exagerare. Dacă vrei să scapi de dependența pentru dulce, va trebui să dai o pauză receptorilor pentru dulce din creier, deci va trebui să eviți și zahărul, și mierea, și siropurile, și melasa, și îndulcitorii artificiali, pentru că altfel îți vei dori să mănânci dulciuri la infinit, chiar și după o masă copioasă, chiar și când nu ți este foame. Da, sunt cam dependent de dulce, de zahăr. Nu e bine, fac diabet. Considerați că părinții ar fi oarecum vinovați? Da, deci părinții sunt vinovați. Zahăr se consuma mult pe timpul lui Ceaușescu ca să compenseze alte alimente care nu se găseau. Da. Atunci se consuma mult zahăr, dulciuri. Dulciurile termină dantura. Studiile ne arată că persoanele care mănâncă frecvent diete bogate în zahăr și grăsimi au pofte pentru dulciuri mai mari decât persoanele cu diete echilibrate, chiar și când nu le este foame, întreținând în acest fel un cerc vicios.